La Olimpici de Aur avem de această dată oaspeți din Vâlcea și o să vorbim despre Ruby Tag. Pentru prima dată la emisiune, n-am mai vorbit despre asta, cu oameni care sunt și premiați, au umplut masa aici de cupe și de diplome. O să vorbim imediat cu ei. Avem trei elevi, sunt alături de mine Flavius Romeo Dincă, elev în clasa a 10-a la Liceul Petrache Poenaru din Bălcești, Vâlcea. Bună dimineața, bun venit! Bună dimineața! La microfon, așa, da. Da. Bună dimineața. Îl mai avem pe Alex Dinu, elev în clasa 10-a. Bună, bună dimineața. Și pe Silviu Anonișanu, elev în clasa 11-a. Bună dimineața. Bună dimineața. Și bineînțeles că nu se poate elev fără profesor și nici invers. Cu noi este domnul profesor Cristian Vâlceanu, profesor la Liceul Petrache Poenaru. Bună dimineața. Bună dimineața. Cine îmi spune ce înseamnă Ruby Tag? O să încerc să vă spun eu. Vă rog. Ruby Tag este un joc precursor al jocului de rugby, în care nu au loc contacte fizice între elevi și poate fi practicat atât de băieți cât și de fete, de aceea se cheamă și rugby tag mixt. Deci într-o echipă de rugby pot juca atât băieți cât și fete. Și avem aici întreaga echipă. Da. Nu a fost spațiu să vină toți. Acolo este echipa care a reușit să obțină anul acesta școlar la Olimpiada Națională a Sportului Școlar mențiune la nivel național. Sunt toți cei 12 componenți ai lotului. Iar performanța reușită de anul acesta este una extraordinară. Felicitări pentru... Mulțumim. Pentru ce ați reușit. Cum v-ați apucat voi de asta? Hai să începem așa de aici. Păi, prima dată am început la școală, un mic antrenament, mai răruț, mergeam la competiții la Vâlcea, dar niciodată n-am reușit să ajungem la etapa națională, nici măcar la regionale. Mereu, tuit la liceul din Vâlcea, la locul 1, noi locul 2. De o final general, anul ăsta e primul an când am jucat la liceu. Da, până să te apropii de Ruby Tag, știai că... Nu știam nimic, ca domn profesor ne-a spus la școală, la ora de sport, cine vrea să încerce, să-mi vină la antrenament după masă, pe terenul școlii. Așa a început totul. Se mai face asta în alte școli, Ruby Tag? Da, este un proiect care a început... În alte școli mă refer de la noi din Oltenia. Da, se face inclusiv aici în Craiova. Și în Craiova? Da. E o bucurie să spun că la etapa de zonă, anul acesta desfășurată la Pucioasa, în județul Dâmbovița, cel mai frumos meci apreciat și a fost meciul dintre noi și liceul de aici din Craiova. Au fost cele mai bune echipe care s-au prezentat la etapa de zonă. Ce liceu avem în Craiova? Liceu teoretic, n-aș putea să vă spun acum exact numele. Trebuie să-l căutăm noi. Alex, da. Tu cum te-ai apropiat de... Eu, acum o jumătate de an, domnul profesor m-a rugat dacă doresc să intru în echipă. Eu am fost, bineînțeles, de acord, fiind și cel mai mic și cu cea mai mică experiență. Erai o fire sportivă dinainte? Mai făcuse ceva sport? Da, mie îmi place foarte mult în notul. Îl practic de 4 ori pe săptămână și a fost ușor să mă integrez în echipă. Și cam acesta a fost demersul meu în... Și iată, la scurt timp după ce ai intrat în echipă, ați reușit să aveți și un rezultat foarte bun. Da, eu am fost ultimul intrat, deci... Te-a ajutat echipa, dar ai fost acolo, e important. Da. Silviu? Eu cred că am început din clasa a 5-a și, la fel, anul acesta a fost prima dată când am mers mai departe, de faza județeană. Anul trecut am fost, la fel, foarte aproape să câștigăm faza județeană, dar am pierdut cam la ultima fază. Și anul ăsta întâmplarea a făcut să câștigăm la ultima fază și să ajungem până la faza națională. Asta este până la urmă frumusețea sportului. Fetele, să le menționăm și pe ele, fetele se apropie mai greu de acest sport sau nu neapărat? Nu neapărat. Sunt mai multe fete care practică rugby tag la noi în școală și la celelalte școli am observat destule fete care practică. Le trebuie mai mult calități fizice, de aceea și vin. Cele care sunt bune sunt foarte bune atlete, de obicei. Să spunem un pic, să descriem așa, cum se joacă rugby tag, care sunt regulile? Păi, mingea începe arbitru, toți jucătorii stau în linie și începem să pasăm de la un cap la celălalt, pasele având voie să le dăm doar înapoi, nu avem voie să pasăm în față, nu avem voie să căutăm contact cu adversarul. Și avem la brâu legat o centură cu două taguri și adversarul trebuie să vină să ne ia tagul. În moment ce ne-a luat tagul, în maxim 3 secunde trebuie să pasăm înapoi. Tagul cum e? Tagul înseamnă tagul ce? Tagul este de dimensiunea... Sunt două eșarfe. La microfon, te rog. Tagul este de dimensiunea aceasta și sunt ca și două eșarfe, care sunt prinse de un scai, iar odată smulse, pasa trebuie dată înapoi în spate. Am înțeles. Sunt câteva reguli de bază, deci nu ai voie să ai niciun fel de contact fizic cu adversarul, nu ai voie să cauți contactul fizic cu adversarul, iar posibilitatea de a obține balonul este aceea de a-i
luat acest tag adversarului, în momentul în care el trebuie să paseze automat mingea. Nu a pasat, arbitru oprește meciul și mingea este dată echipei care nu a greșit. În general, regulile sunt aceleași din jocul de rugby, mai puțin acest contact fizic. De unde a plecat acest sport? Din câte știu eu, din Anglia. Tot de la ei am învățat și noi. Există un proiect la nivelul județului Vâlcea care se derulează din 2010 cu implementarea jocului de rugby tag în școli. Doamna profesor Tatiana Mărândici se ocupă de așa ceva la nivelul județului Vâlcea și cu niște colegi de la Colegiul Mircea cel Bătrân din municipiu ne-au integrat și pe noi în acest proiect. Le mulțumim pe această cale. Și tot ceea ce se vede aici este rezultatul unei munci de 6 ani. Multe rezultate și de aici înainte vă dorim. Care este specificul liceului Petrache Poenaru? Cum să spun? Perseverența. Toți elevii sunt perseverenți. Adică... Indiferent de domeniu, sunt perseverenți. Da, de domeniu. Voi da. La ce specializări sunteți? Pune tu, Romeo, primul. Specializări în domenii economice. Toți? Nu. Eu sunt la profil biologie-chimie. Biologie-chimie, tu la? Specializări în domenii economice. Economic. Așa, chiar așa se cheamă. Contabilitate. Da, da, contabilitate. Și la filologie. Deci, atât, nu e un liceu cu program sportiv? Nu. Nu. Avem elevi și de la matematică informatică, avem elevi și la științele naturii, avem elevi și de la mecanică. Deci există profile diverse în cadrul liceului. Am avut niște activități chiar și cu englezii, în care ne-au învățat diverse lucruri care ne-au ajutat la națională. A fost un schimb de studenți, au venit un și... Un schimb de experiență, da. Da, un proiect Erasmus Plus. În care de asta de spuneam că îi mulțumim doamnei, ne-a ajutat foarte mult. S-a derulat anul acesta între 10 și 22 aprilie în județul Vâlcea, la noi în zonă. Într-o perioadă de o săptămână s-a lucrat cu englezii, iar băieții au căpătat în acea săptămână o experiență extraordinar de mare, care s-a dovedit până la urmă, cât zic eu, decisivă, mai ales la faza de zonă. Ce altceva ați mai învățat de la ei? Care au fost curiozitățile voastre și ce v-au spus colegii? De la englezi? Da. Păi, au fost multe chestii. De exemplu, am învățat o nouă regulă a jocului, cum practică în Anglia, la 7 taguri luate. Da. Mingea se dădea echipei adverse. De exemplu, dacă noi luam echipe adverse 7 taguri, mingea ne venea 9. Ei erau la fel de la specializări diferite? Nu, cu ei cu profil sportiv. Chiar cu profil sportiv. Sunt sisteme, bine, e clar să mai evoluați pe asta, pentru că spuneați că, din câte știți, chiar de acolo a plecat acest sport. Pe parte, pur și simplu, de experiență, așa, de schimb interpersonal, ce ți-a plăcut mai mult? Da, ei sunt foarte calme, adică spre deosebire de noi care microfonul, suntem mai, te rog. Care suntem mai impulsivi, având în vedere jocul, ei sunt foarte calmi, nu contează, pierd, câștig... Pentru ei totul e o distracție și se integrează foarte ușor în societate. Vreau și eu să spun că cel mai important e că știau să se distreze. Nu le păsa câștigă sau pierd. La noi orgolile sunt mai puternice. Da. Da. Care sunt adversarii voștri așa cu care vă înfruntați frecvent? Cred că cei de la Mircea cel Bătrân. De la Vâlcea. Vâlcea. Sunteți acolo? Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Pe plan local vă luptați? Ei sunt, au, cum să spun, pionierii care au deschis drumul rugby tagului în județul nostru. Și într-adevăr sunt foarte buni și după 5 ani anul trecut am reușit să fim egalii lor, iar anul ăsta am reușit să-i depășim. Foarte bine, bravo vouă! Faptul că ați descoperit rugby tag v-a schimbat cumva pe voi ca, nu știu, perspectivă de viitor, pe voi ca tineri? Da, adică rugby tag acum mă pasionează foarte mult, mai ales la performanța unde am putut ajunge cu ajutorul domnului profesor, adică la națională unde am fost, a fost foarte frumos pentru noi, am întâlnit persoane noi, ne-am împrietenit cu alte persoane. Alex? Da, și pentru mine a fost un schimb de experiență foarte frumos, toți suntem ca o familie și ne ajutăm și la bine și la greu. Acest joc este pentru mine unul dintre cele mai frumoase sporturi. Și cred că lucrul în echipă e clar că o să vă ajute indiferent de domeniul pe care îl alegeți să-l urmați după ce vă terminați studiile. Silviu, cum simți că te-a schimbat? Cred că cel mai mult m-a influențat faza națională care am fost anul acesta și acolo erau și jucători profesioniști care practică rugby în 15. Iar antrenorul celor de la Timișoara, campionii de anul trecut, ne-a și felicitat, a spus că noi suntem cei mai buni dintre nelegitimați. Și asta v-a crescut cumva încrederea? A spus că se aștepta ca măcar 2-3 dintre noi să fim la o echipă de rugby, adevărat. Ce totuși să te compari cu o echipă națională, nefăcând sport de performanță, este ceva.
Așa este, cu siguranță. Credeți că o să faceți sport? V-ați schimbat acum în loc să mergeți pe domeniile pentru care vă pregătiți? Bine, mai aveți timp să vă hotărâți după liceu, urmează facultate, dar vă bate gândul așa să mergeți către sport? Nouă ni s-a oferit o oportunitate, mai ales mie și lui Romeo, de a merge la București, la liceul tehnic Grivița, având masă și cazare inclusă pentru a face rugby de performanță, dar rămâne de văzut dacă... Asta. Deci tu nu ești hotărât, tu? Ce? Încă nu m-am hotărât încă, dar s-ar putea să... De fapt, eu aș avea înclinare să merg, dar rămâne de văzut. Silviu? Eu practic rugby doar din plăcere. Nu... Deci nu vrei să faci o carieră din asta. Sunt copii pe care i-ați pregătit, care au ales să facă rugby de performanță? Până acum nu, este prima dată, este primul an când am ajuns acolo și... Bine, acum cu cât ajungi la un nivel mai înalt, cu atât exact. Te văd și vin ofertele. A apărut oportunitatea și invitația ca doi dintre elevii de anul acesta să meargă să facă rugby de performanță, a apărut după etapa de zonă, când am luat locul întâi. Și atunci a apărut acea ofertă de două burse. Din nefericire, niciunul până acum nu a dorit, a fost cu dedicație în special pentru clasele a 8-a. Să sperăm că de la anul o să aibă și dintre ei. Ei au luat deja legătura cu domnul Nicolae Ungureanu, de la Federația Română de Rugby. Eu am rămas să mă întâlnesc cu el la București, să particip la un antrenament și o să mă mai gândesc în legătură cu acest lucru. Da, e bine să luați decizia analizând așa foarte, foarte bine, pentru ca după să nu aveți vreun regret. Nu regretăm, da. Chiar și dacă la un moment dat vă decideți că nu mai este așa, puteți schimba parcursul, sunteți tineri și aveți tot drumul înainte. De ce ai nevoie pentru a practica acest sport, profesor? De ce abilități? Sau se învață? Nu trebuie neapărat abilități native? În primul rând, de seriozitate. Da, caracterul spune multe, caracterul spune multe, iar fosta noastră inspectoare de la județul Vâlcea, doamna Mariana Georgescu, avea o, atunci când s-a deschis acest proiect, a spus niște lucruri. Un foarte bun rugbyist trebuie să aibă 5 calități. Viteză, 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 viteză și iar viteză. Adică viteză de execuție, viteză de mișcare, absolut orice legat în regim de viteză. Și anul ăsta colegii au reușit să aibă această viteză. Au demonstrat că le au toate aceste cupe. Sunt... Care cupa cea mai recentă? Cea mai mare, da? Nu, cea mai mare, da, este și cea mai recentă. Este cupa câștigată în luna aprilie, la acel final al proiectului Erasmus, cupa Petroc, oferită de englezi, unde au câștigat din nou locul întâi. Am reușit să-i batem din nou pe cei colegii de la Mircea cel Bătrân. Și aceasta este de la faza de zonă, de la Pucioasa, de la Târgoviște, unde de asemenea copiii au câștigat locul întâi. Aceasta este o cupă dată pentru meritele obținute de Direcția Județeană pentru Sport, Vâlcea. Iar acolo este o diplomă de la locul întâi, pentru că anul ăsta au mai fost câteva rezultate foarte bune în afară de rugby tag și am căput și ea printre ele. La fotbal băieți, de exemplu, la handbal fete. Deci excelați la sport, chiar dacă nu sunteți un liceu sportiv. Da. Asta este foarte la faza bine. De zonă am ajuns și la fotbal, de asta am luat acea... Unde țineți cupele? Aveți acolo la școală? La școală, da. Este o vitrină la școală unde... Unde treceți așa și vă simțiți mândri când treceți prin fața vitrinei. Da. Dumneavoastră ați făcut sport? Da. Ce sport? Fotbal. Fotbal și... Nu de foarte mare performanță, dar... Și ați învățat de la cine, ca să-i învățați mai departe pe... Rugby tag din acest proiect, inițiat în 2010. A unde fost trainer tot englez care da, au venit și da, da, au pregătit aceea... profesorii prima da, dată da, și... Da. Domnul Trevor Martingham, care, de la un club de colegiu din Londra, care vine de 5 ani, de 6 acum, și cu acest proiect Erasmus. Și dânsii ne-au inițiat în 2010, au rugat cine dorește să vină. Ne-am prezentat un număr de vreo 27, cred, de profesori din județul Vâlcea și am încercat să-l implementăm tot ce ne-au învățat dumnealor acolo. Au făcut inclusiv un curs de pregătire. Și care... se pare că ați și reușit. Spre bucuria noastră și a lor. Silvia, ești în clasa 11-a. Ce planuri ai pentru universitate? Ai zis că rugby rămâne pasiune, nu carieră. Spre ce ai vrea să... Facultatea de drept, ori Academia de Poliție. Drept sau Academia de Poliție, te gândești să mergi într-un schimb Erasmus la un moment dat, te-au convins dacă colegii? Dacă mi se ivește ocazia, o să merg. Păi ocazii sunt atunci când ești la universitate, trebuie doar să le apuci. Pe voi nu vă mai întreb de universitate, că ați zis că tu? Așa, la Academia de Poliție aș dori să merg, ca apoi să devin procuror militar.
tu om hotărât. În ce clasă ești tu? În clasa a 10-a? A 10-a. Da. Bravo. Și tu? Nu m-am gândit încă, nu m-am hotărât. Tu mai stai puțin. Da. Cam spre ce domenii merg copiii de la liceul dumneavoastră? Spre toate domeniile. Nu e așa o notă dominantă? Având o varietate de discipline, de specializări, da, pleacă absolut spre toate domeniile. Medicină, drept, farmacie, litere, ori absolut în toate domeniile avem elevi, în cam toată țara, mai puțin zona Ardealului. Ce pasiuni mai aveți pe lângă și așa o să și încheiem, pe lângă școală, spune-te, sport? Romeo. În sport, mai practic fotbal pe lângă rugby, joc la o echipă de club de acolo, de la noi, din zonă. Joci și fotbal? Da, viitorul va la mare. Da, unde ai timp să le faci pe toate? La școală cum stai cu rezultatele? Binișor, nu pot să zic nici foarte bine, dar nici foarte prost. Deci reușești să le îmbini, da, pe toate. Da. Sunt undeva peste medie, iar iată majoritatea dintre ei au medii de la 9 în sus. Iată că se poate, pentru că de multe se spune că n-ai timp așa să le faci pe toate bine. Nu, uite un exemplu că se poate. Tu, mie îmi place foarte mult, cum am și spus, în notul. În notul, da. Voleiul în weekend. Și pe lângă acestea, diferite exerciții de întreținere, totul pe lângă, învățat, bineînțeles. Da, aveți în cadrul unei școli un bazin de noți sau mergi la... Nu, eu merg la un bazin privat. La aproximativ 23 de kilometri dus. Da, este un bazin 23 privat. Întors. Este privat. Se numește... Nu contează cum se numește, că e reclamă. Deci mergi de 4 ori pe săptămână, faci această distanță pentru a... Da. Foarte... așa, lăudabil ce faci. Da, îmi foarte mult sportul. E la fel, mai practic fotbal și până de când am făcut și sala. Care se întorc... Da, e nevoie de o pregătire fizică pentru orice sport. Noi vă mulțumim tare mult că ați venit. Felicitări pentru mulțumim ce faceți. Frumos. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Indiferent ce drum alegeți, să mergeți către performanță. Noi mergem mai departe către următoarele rubrici. Avem și un sărbătorit. Astăzi o să vedeți despre cine este vorba, dacă rămâneți cu noi.